Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție 360 de grade. Astăzi seara vom vorbi despre o veche preocupare a omenirii, aceea de a descifra un fenomen inevitabil, caracterizat poate de cele mai multe enigme, despre moarte. Mai exact despre depășirea pragului dintre viață și moarte, dintre existența efemeră, pământeană și cea eternă pentru a supraviețui într-o altă dimensiune. Tuturor ne este frică de momentul trecerii în lumea de dincolo și totuși moartea poate fi controlată. Dar în alt sens. Toate acestea astăzi seara alături de invitații noștri, domnul Cristian Pompei, inginer consultant. Bună seara, Cristi. Bună seara, bine la noi în emisiune. Cu mare drag. Și domnul Eugen Mârț, parapsiholog. Bună seara. Bună, Eugen. Un subiect destul de delicat, poate pentru unii straniu și totuși un fenomen natural pe care dacă știm să luăm în calcul din timpul vieții, el nu va mai părea atât de straniu. Deci atât că această trecere, această descifrare a misterului morții, această depășire a pragului de trecere dintre viață și moarte, poate părea, dacă vom lua din timp în calcul faptul că este ceva natural și inevitabil, chiar dacă în marea majoritate a cazurilor moartea are un, deci finalul acesta al trecerii este necunoscut, deși, după cum vorbeam și înainte de emisiune, pentru unii este totuși foarte cunoscut, adică sunt oameni care cu precizie aproape știu momentul morții, dar pentru noi marea majoritate rămâne un mister. Deci atât că dacă vom lua în calcul din timpul vieții anumite aspecte, ea nu ni se va mai părea atât de stranie, ci o vom privi așa cum o priveau și vechii egipteni, care au fost foarte preocupați și se pare că cei mai preocupați de misterele acestea ale trecerii de dincolo. Deci spuneam, nu vom mai fi atât de înspăimântați. Deci cum ar trebui să începem cu acest lucru? Cum ar trebui să privim acest fenomen al trecerii dincolo? Cristi. În primul rând, după cum ai spus și tu, este un fenomen de care nu putem scăpa. Una este să ne grăbim, adică pur și simplu să ne facem cu mâna noastră și foarte mulți grăbesc acest lucru pentru că cel care știe exact data, ora, minutul, secunda și unde și cum vom muri este Dumnezeu. Noi nu o să știm. Noi putem să presupunem, să facem niște presupuneri vis-a-vis de această moarte. Moartea, după cum spuneam, este o transformare și n-am spus-o eu și au spus-o câțiva, să-i spunem, inițiați ai vechilor popoare. Și nu numai egiptenii s-au ocupat de acest studiu morții, s-au ocupat și maiașii, s-au ocupat și hindușii, pentru că și maiașii egiptenii considerau că spiritul se va reîncarna. Ei au pus acest codex, între ghilimele, acest codex, Cartea Morților, cunoscută Cartea Morților egipteană, dar acest codex există și o Cartea Morților, inclusiv maiașe, inclusiv hindusă. Este foarte important, ei au încercat să studieze moartea. Bine, acest privilegiu al morții știm foarte bine că l-au avut în primul rând faraonii și cei care erau mai de înalt rang. Ei erau chiar, după ce erau îmbălsămați, în fașele acelea de îmbălsămar, să puneau chiar niște bilețele, între ghilimele, niște papiruri, sub care încercau să arate calea spre lumea de dincolo. Exact. Adică un lucru foarte interesant. Niște sfaturi, de fapt, da? Exact, niște sfaturi. Niște sfaturi, bineînțeles, de la inițiații respectivi. Acum, ce e foarte interesant este că, inclusiv și noi, o să vorbim un pic mai încolo, și noi avem în tradiția populară un gen de codex. Numai că acest codex la noi s-a transmis oral. Din păcate s-au pierdut, dar încă mai există în unele zone ale țării unele tradiții vis-a-vis de drumul, între ghilimele, pe care trebuie să-l facă sufletul decedatului. Bun. Deci noi astăzi seară vom încerca să vedem care sunt pașii și ce se întâmplă, de fapt, cu sufletul după moarte, pentru că este bine să știm aceste lucruri, ce ar trebui să facem din timpul vieții. Vom vorbi și despre vămile pe care trebuie să le treacă sufletul. Bineînțeles, toate aceste lucruri sunt niște presupuneri, deși sunt oameni care au relatat din ceea ce au văzut în timpul morții clinice, o să vedem imediat și un filmuleț, sunt persoane care se spune că s-au întors din lumea de dincolo, chiar dacă este un drum fără întoarcere, sunt și unii care s-au întors și multe persoane au relatat cam același tip de istorie. Deci iată că se pare că ceva este. Deci nu cred și sigur nu sunt doar niște povețe, doar niște istorioare sau doar niște lucruri inventate de oameni, ci există un sâmbure de adevăr în toate acestea. Da, și cred că ar trebui să mai facem o precizare. Sunt oameni care evită să se gândească la acest fapt atât de evident pentru toată lumea, și anume la propria moarte.
gândind poate că acest subiect este trist, deprimant, descurajant sau chiar morbid. Vreau să spun că nu este așa, din mai multe motive. În primul rând, moartea, chiar dacă nu știm când va veni, va veni la un moment dat, deci este un fapt indiscutabil. În al doilea rând, moartea, din mai multe puncte de vedere, este o parte a vieții, o parte din transformarea vieții și, practic, conform principalelor credințe fundamentale care s-au transmis de-a lungul evoluției omenirii, viața continuă și după moartea corpului fizic. Și nu în ultimul rând, se pare că cea mai bună pregătire pentru moarte este tocmai să ne trăim viața cât mai bine. Și atunci, ce poate fi rău în așa ceva? Dimpotrivă, ignorarea acestui fapt, ca și ignorarea realității în general, este de fapt un fel de politică a struțului, un fel de tendință de a fugi de realitate, care ne face ca nici viața să nu o mai trăim la parametrii corespunzători. E un lucru foarte interesant. Dumnezeu a spus așa că, de fapt, sufletul trece prin trei stări. Viața din pântecele mamei, viața pământească și viața de dincolo. Dar cum numește? Numește viață. Exact ca o completare la, ce, la ceea ce ai spus acum. Din toate relatările care au venit și cunoaștem că unul din marii cercetători în acest domeniu este Raymond Moody, se pare că dincolo, încă o dată, niciunul dintre noi n-a plecat exact până la capătul vieții de dincolo ca să ne întoarcem să povestim, se pare că viața de dincolo este aproximativ la fel ca cea de aici. Este o presupunere, încă o dată, nu este ceva bătut în cuie, să nu greșim. Cu toții știm faptul că sufletul se poate duce în funcție, sigur că da, de ceea ce a făcut în timpul vieții, atât în rai cât și în iad. Și nici aici nu cred că sunt doar niște istorii, ci cu adevărat există aceste două dimensiuni. V-aș propune să urmărim un filmuleț, să vedem despre ce este vorba în cazul unui bărbat care a avut o trăire de acest gen și vom continua cu explicații. Să urmărim filmuleț. Now there are people that talk about a light. There are people that talk about floating above. There are people that talk about a feeling of warmth and love. I didn't feel any of that. I felt none of that. I felt untold terror. When I came to, Dr. Allen said my hair was literally standing on end. It was an incredible experience to see that there is life beyond life. It's very easy to be an atheist when you're successful, but it's very difficult to be an atheist when you're laying on your deathbed. So I called out into the darkness, Jesus, please save me. And that you could either go to heaven or you'll go to hell, and there ain't nothing else. Hear the voice of one that has heard the screams. This may be your only chance to safely go to hell and back. In 1972, my life was broken. I was a drug addict. I was a criminal. My family was broken. My wife had filed for divorce a couple of times. My children were afraid of me. I really couldn't hold a job. My mental state was terrible. And it was in that frame of life that I took my six-year-old son one night and went down to a little market, going inside to purchase some things. And on the way in to that market, I met a gentleman coming out the door. And an argument erupted, and before I knew it, I had just hit him, knocked him down, and he fell into a stack of bottles. The bottles bursted, and immediately he leaped up with a broken bottle and began to stab at me. I lifted my left arm to try to stop the blow, and the bottle actually severed the biceps muscle, the major arteries in my arm, and I was bleeding to death in just a matter of seconds. But as they pulled out of the parking lot of that hospital, a young paramedic looked down into my face
and I could barely see him. I was so weak. But he said, "Sir, you need Jesus Christ." And I didn't know Jesus. I didn't know what he was talking about. So my reaction to that was to begin cursing. And again, he stated to me, "You need Jesus." And as he was talking to me, it appeared like the ambulance literally exploded in flames. I thought it had actually blown up. It filled with smoke, and immediately I was moving through that smoke as if through a tunnel. And after some period of time, coming out of the smoke and out of the darkness, I began to hear the voices of a multitude of people screaming and groaning and crying. But as I looked down, the sensation was looking down upon a volcanic opening and seeing fire and smoke and people inside of this burning place screaming and crying. They were burning, but they weren't burning up. They weren't being consumed. And then the sensation of moving downward into this. He was thrashing, just thrashing about, you know, and moaning and groaning, and it was like there was a battle going on. I wasn't a Christian at the time, and I didn't even know anything about spiritual battles, but it was scary to me in the fact that I could feel it. I could feel it was like light and darkness. It was like he was fighting against something, and I didn't know what, but now I know, you know, he was seeing the vision of hell. But the most terrible part of it, I began to recognize many of the people that I was seeing in these flames, as if a close-up lens on a camera was bringing their faces close to me. I could see their features and see the agony and the pain and the frustration. And a number of them began to call my name and said, "Ronnie, don't come to this place. There's no way out. There's no escape. If you come here, there's no way out." Am revenit. Deci iată ce experiență a avut acest bărbat, a cărui viață se pare că în anul 1972 era distrusă, după cum spune, deci divorțase, copilor le era frică de el, după cum spune, viața lui era distrusă și bine spus că este ușor să fii ateu atunci când lucrurile îți merg bine, deja în momentul în care ceva scârție, parcă începi să te gândești și altfel la divinitate. Iată, a avut acel accident, a fost atacat și se pare că a văzut niște lucruri care i-au schimbat viața și l-au transformat din perspectiva aceasta spirituală în totalitate. Acel asistent medical care i-a spus că ar trebui să se gândească la Isus, deși în prima fază, atunci când vedea în vis sau... Asta aș vrea să vă întreb, dacă a fost vis, dacă a fost poate ceva real? Aici aș vrea să comentăm puțin. Evident că a fost ceva real și evident că conștiința acestui domn a avut o anumită formă de continuitate într-o stare paradoxală, anormală, ca să el zicem așa. El a văzut așa. Flăcările iadului el a văzut și transformarea iadului. Lui. Acum, el se zvârcolea în timp ce visa. Să analizăm strict exact. Visul. Analizăm strict visul, dar vreau să comentez un aspect. El a fost în iad. Deci, din punct de vedere subiectiv, experiența lui este exact. Reală. Numai că noi trebuie să ne punem întrebarea acum. A fost într-un iad universal sau a fost în propriul lui iad? Pentru că aici avem de a face cu o anumită subiectivitate și cu o anumită relativitate. Nu glumesc, este un adevăr când vă spun că, de exemplu, iadul pentru cei de la Polul Nord nu este o zonă caldă, cu multă căldură, ci dimpotrivă o întindere de gheață, unde este foarte frig și nu foarte cald. Înțelegeți un debat? Deci, cu alte cuvinte, în diferite tradiții, dacă, de exemplu, un viking moare, se duce în Valhalla la zeul Odin. Dacă moare un indian și a fost un om virtuos, ajunge pe veșnicile plaiuri ale vânătoarei. Dacă moare un indian din India, îl vede pe zeul Krishna. Dacă moare un creștin, ajunge în rai sau în iadul creștin. Din punctul acesta de vedere, vreau să spun următorul lucru.
Nu există nici pură subiectivitate, nici pură obiectivitate. Deci nu putem spune că aceste experiențe nu au o bază reală. Ele au o bază reală, doar că iadul sau raiul se traduc subiectiv în funcție de fiecare persoană în parte. Adică, în final, dacă experiența este plăcută, frumoasă, încântătoare, înălțătoare, elevată, extatică... Da, nu era sigur, extatică acea... aici, nu era o experiență dură. Deci, haideți să vorbim acest despre acest om, aspect. Dincolo de aspectul subiectiv, această experiență a fost terifiantă. El avea nevoie de această frică, de această groază, ca să evite o anumită stare. Pe noi ne-ar interesa, pentru că subiectul este de fapt și ceea ce se lega și de ceea ce se întâmplă în primele minute, în primele secunde, atunci când sufletul se desprinde de corp, și chiar aș vrea să ne explicați puțin din toate cercetările făcute, pentru că s-au făcut cercetări, și să vorbim și despre vămile prin care trece sufletul după moarte. Totuși trebuie să fim și conștienți de acest aspect. Vom fi judecați după ceea ce facem pe pământ. Asta este clar. Indiferent că acea persoană și-a imaginat sau a fost poate un joc al minții, sau știți cum este, că mai visezi. Nu este un joc al minții, doar nu chiar totul, dar oricum. Doar că există o specificitate care ține de cultură, de religie, de este clar de că există și tradiție. O judecată de apoi care este conformă cu ceea ce faci pe lumea aceasta. Trebuie deci, să facem o completare. A fost să și ceva real în tot acest... Eu aș vrea să subliniez aspectele comune ale tuturor tradițiilor, și poate acestea se regăsesc cel mai bine în Cartea Morților Tibetane. Este numită greșit așa. Mai corect ar fi Cartea Tibetană a Morților, și de fapt și mai corect este de fapt Cartea Tibetană a Vieții și a Morții, unde mai limpede și mai clar și un pic mai desprins de factorul acesta subiectiv și relativ, sunt deschise aceste treceri care nu atât de mult contează câte sunt, contează mai degrabă un anumit arhetip, adică atitudinea interioară pe care trebuie să o aibă sufletul atunci când trece prin aceste momente de transformare, prin aceste vămi sau prin aceste încercări. Da, înainte de a ajunge la urmă, trebuie să facem o completare. Cunoaștem zicala aia. Într-un moment de șoc, într-un moment teribil, mi-a trecut viața prin fața ochilor. Da, aș vrea să vorbim despre Este un lucru aspect. Foarte interesant, pentru că în momentul în care, din studiile care s-au făcut, în momentul în care omul moare, se pare că primul lucru pe care îl vede este acest, să-i spunem, acest iad. Îi trece viața prin absolut tot. Din studiile care s-au făcut, sufletul se sperie prima dată. El nu știe exact ce se întâmplă în momentul când trebuie să treacă dincolo. Și se pare că se pare, pentru că încă nu este 100% studiat, se pare că el se lovește de propria lui viață. Și atunci se pare că această proprie viață este acest iad. Bravo, sub forma... E foarte bine că ai făcut această mențiune. De ce? Pentru că există oameni care mor, chiar oameni simpli din popor, cu zâmbetul pe buze, exact, și nu percep niciun fel de iad. Exact, de ce? Exact. Pentru că tu ai avut dreptate când ai spus că primul lucru cu care omul când moare se confruntă este propria lui viață. Ori dacă el avea o viață de iad și de coșmar, atunci a văzut în clipele în care el începea să moară. Înțelegeți? Și de fapt, acesta se pare că este un adevăr universal, și anume, în momentul în care omul moare, prin fața ochilor sau prin fața conștiinței sale, apare un film al întregii lui vieți. Unele tradiții spun că există un înger de lumină care pune acest film în fața conștiinței celui care moare. Alții spun că acest fenomen se produce spontan. Dar eu vreau să vă spun ce se deduce din ceea ce discutăm noi aici. Se deduce faptul că este totul la nivel de imaginație, și parcă n-aș vrea să se deducă acest lucru. Spun că iadul și raiul nu ar fi neapărat realități, sau vrem să spunem faptul că pot fi porțiuni în care chiar ne imaginăm, dar de fapt ele există, pentru că ele chiar există. Deci suferința este reală și este bine meditată. Și purificarea nu se poate face decât prin suferință, știm foarte bine asta. Nu trebuie să sufere carnea din noi. Și sufletul poate suferi, pentru că aici trebuie să mai facem încă o paranteză. Pentru că unii oameni, să spun așa, că cei care au un anumit grad de inițiere, adică nu trebuie neapărat să fie cu cursuri sau cine știe ce, să fie avut o viață echilibrată, o viață sunt oameni care mor cu zâmbetul pe buze. Acești oameni trec mult mai ușor peste acest prag. În momentul în care, exact ce am văzut în filmulețul, omul este mai așa, mai habotnic, mai ateu, mai... Sau foarte concret, foarte materialist. Spunea că era un om foarte rău, un spirit întunecat. Da. Și voi spune o chestie foarte interesantă aici, că ai spus că Cartea Tibetană a Morților, Cartea Egipteană a Morților. Spuneam adineori că aveam în tradiția populară orală, se numește Cântecul Îl Mare. Apropo de aceste două luni, de iad și de ce spuneam acum de rai. Ei spun așa la un moment dat, când persoana trebuie să-i se dea liber. Spune așa,
citez de fapt, seamănă, seamă tu să-ți iei seama drumului și să nu apuci către mâna stângă că-i calea nătângă. Deci în tradiția populară, partea stângă, ca drumul drept, sunt cele două drumuri, stânga și dreapta. Cel este drumul iadului, cel din dreapta este drumul raiului, care îți spun așa, în schimb calea dreaptă este calea cea curată, cu boi albe arată, cu grâu semănată și tot mese întinse și feclii aprinse. Da. Deci sunt niște lucruri foarte interesante. De, omul, hindușii, spun la un moment dat, asta e moartea. Când vine preotul la un moment dat și este cel întins este mort, îl pregătește mental, de fapt nu pe el, că el e mort trupul. Sufletul îl pregătește și îi spune că a murit. Sunt niște, chiar în cartea tibetană a morții, spune la un moment dat, că sufletul te-a pregătit pentru trecerea dincolo în lumea cealaltă. Da. Și o să revenim după ce o să termin imediat ideea, de acele vân. Revenim la timpul. Să vedem cât de important, asta aș vrea să te întreb eu, să vedem cât de important este și această pregătire spirituală înaintea morții, pentru că, după cum spuneați, există o stare de confuzie atunci când omul nu este pregătit, ne mai vorbim și de modul în care îmbătrânim atunci când credința nu este foarte puternică, pentru că te pierzi, intervine frica și așa mai departe, care se va menține după momentul trecerii, dacă nu ești pregătit și foarte puternic din punct de vedere spiritual. Este foarte importantă această pregătire, însă înainte de a dezvolta această idee vreau încă o dată pentru ultima oară să subliniez că deși aceste experiențe pe care ființa umană le are în momentul morții și după aceea par să aibă o latură subiectivă, suferința este întotdeauna reală, cât se poate de reală și bine meritată. De exemplu, când un om are coșmaruri, când este chinuit de coșmaruri, acele coșmaruri, chiar dacă nu există în realitate, pe acel om îl chinuie, îl fac să sufere efectiv. Și atunci aceste experiențe ca de iad, ca și cum omul acela ar fi în iad, sunt cât se poate de reale și de chinuitoare și permit acelui suflet să-și ardă karma și să-și ispășească păcatele. Și acum, legat de această pregătire, tocmai asta este partea frumoasă, că dacă îți trăiești viața într-adevăr într-un mod armonios, frumos, echilibrat, în armonie cu natura, cu lumea înconjurătoare, cu divinitatea, automat te-ai și pregătit pentru moarte, pentru că în momentul acela nici măcar nu-ți mai inspiră, teamă apropierea morții, pentru că de fapt ce se întâmplă în momentul acela? Nemai având corp fizic, ființa umană, sufletul, ce rămâne după pierderea corpului fizic, este mult mai sensibil la vibrațiile subtile. Ori dacă noi am cultivat în timpul vieții vibrații inferioare, joase, întunecate, de ură, de răutate, de invidie, exact acolo ne vom duce magnetic. Dacă aici mai putem alege, acolo suntem practic prinși de aceste rezonanțe. Aș vrea să vă întreb concret, unde se poziționează sufletul la ieșirea din trup? Tot așa, vorbind strict după ceea ce s-a studiat și chiar povestit. Bine, aici sunt foarte multe teorii. Păreri. Și, da, și teorii și păreri. Ultimele studii au spus că, de fapt, sufletul apare după trecerea, după ce iese din trup, apare sub formă de niște particule, care acele particule rămân pe mâini și gravitează în jurul nostru. Încă o dată este o teorie, nu este practică. Rușii au studiat un lucru, că au spus, dacă nu mă înșel, Gariarev îl cheamă pe unul din cercetători, că aceste particule care la un moment dat apar pe aparatele de fotografiat sunt de fapt aceste particule, acest suflet transformat în particule care rămâne pe pământ pentru a ne ajuta și pentru a duce mai departe informația. Încă o dată, este o teorie, nu este o practică. Pentru că nu știm, sunt foarte multe semne de întrebare, de ce sufletul rămâne, se spune că rămâne și în ortodoxie apare acest lucru, rămâne după moarte 40 de zile pe pământ. Se pare că, revenim la ce discutam adineaur, că el rămâne, între ghilimele, rămâne pe pământ pentru a-și rezolva ultimile probleme rămase nerezolvate pe pământ. Și pentru că trebuie să înțelegem că această trecere nu se poate face chiar atât de ușor. Ești practic legat, o să vedem în continuare și niște scene dintr-un film care arată foarte clar că această trecere presupune faptul că o vreme, nu știu, câteva zile, câteva săptămâni, nu știe nimeni exact cât, mai resimți chiar anumite senzații.
cel puțin așa se spune. Exact. Și, de fapt, pentru a fi mai specifici, sufletul la rândul lui este compus din mai multe straturi. În aspectul său cel mai profund, cel mai pur și desăvârșit, spiritul nu interacționează deloc cu substanța și cu materia, nici măcar nu poate fi localizat în timp sau în spațiu. Dar există componente energetice mai joase ale sufletului care pot fi observate cum se desprinde corp și clarvăzătorii văd această desprindere. Unii dintre ei spun că acest aspect energetic mai grosier al sufletului iese pe gură odată cu ultima răsuflare. Alții spun că iese din cordon umbilical și mai spun de asemenea că oamenii spirituali care își păstează limpezimea, claritatea și luciditatea în momentul morții reușesc să iasă fie prin mijlocul frunții, prin cel de-al treilea ochi sau prin zona creștetului sau chiar prin Brahmarandra, cum îi spun indienii sau Fontanela. Uitați, chiar avem niște imagini din filmul The Ghost în care arată foarte clar momentul în care sufletul, din fericire, era un suflet dorit de către spirite luminoase din zona luminoasă, se înalță. Desigur, un film artistic, dar care relevă lucruri reale. Are un sâmburet de artistic care a avut o largă audiență și nu întâmplător, pentru că, așa cum spuneam, sufletul are componente energetice mai joase de care trebuie să se detașeze și să se desprinde și să se debaraseze după pierderea corpului fizic. Și aspectele cele mai grosiere sunt dizolvate în 3 zile, în mod normal, iar celelalte în 40 de zile. Interesant faptul că în cadrul acestui film am observat că spiritul, de fapt că această persoană care murise deja, putea chiar să intre în acel medium și să vorbească cu mediumul și să intre în legătură. Încercări, lucru care de asemenea este adevărat. Și mai este un lucru foarte interesant. S-au făcut niște studii la un moment dat cu trupul decedatului. S-au făcut măsurători, se pot măsura, acum există efectul Kilian, știm foarte bine, aparatura există, cu cât dacă mortul era pus pe să fie ars, înainte de acele 3 zile, aura exista. Cu cât se apropia de foc, aura reacționa. După 3 zile, aura energetică a corpului dispare. După 3-4 zile. E un lucru extrem de interesant. De aceea este foarte periculos. Să ne spui care sunt pericolele, pentru că lumea are impresia că în momentul în care un om își dă sufletul practic, deci moare, nici nu mai contează ce faci cu trupul. Lucru care este destul de eronat, pentru că exact cum spuneai Cristi, mai există niște semnale și el poate înregistra o anumită suferință dacă trupul este incinerat sau pățește altceva sau chiar dacă se fac alte proceduri, el are de suferit. Aici biserica creștină, la fel ca și alte tradiții, are mare dreptate când interzice incinerarea și condamnă această practică, spunând că trupul trebuie lăsat să se descompună în mod natural, pentru că din lut e făcut, în lut trebuie să se întoarcă. Pentru că focul are și o componentă subtilă astrală care arde aura. Deci corpul arde, focul arde corpul astral. De aceea, de exemplu, cicatricile rezultate în urma arsurilor se vindecă foarte urât și rămân diforme, pentru că focul nu deteriorează doar corpul fizic, ci distruge și aura astrală. Ori asta înseamnă că dacă corpul este ars înainte de a fi descompus, atunci sufletul care a plecat și care încă nu s-a rupt complet de aspectele energetice mai joase resimte o suferință îngrozitoare, o suferință atroce. Practic este ca un fel de grăbire și accelerare a evoluției, dar într-un mod nenatural și printr-o suferință foarte mare. Acesta de fapt este motivul pentru care indienii ard cadavrele, pentru că ei își doresc o evoluție mai rapidă spirituală după moarte, dar dacă sufletul nu este purificat suficient de mult, această ardere produce într-adevăr o suferință îngrozitoare și într-un timp subiectiv dilatat. Efectiv poate să fie o experiență ca de iad pentru sufletul care resimte arderea corpului. E foarte importantă fizic. Slujba, pentru că slujba practic este un gen de eliberare a sufletului mai ușor din corpul respectiv. Să face o greșeală destul de mare când nu se țin slujbele sau să țin slujbele așa la de mântuială. Pentru că ruperea spiritului, între ghilimele, ruperea spiritului de trup este foarte importantă și momentul în care preotul citește și stâlpii și nu degeaba sunt făcute. Din păcate, dogmele nu permit
această eliberare, de fapt, că preotul de fapt face o eliberare a sufletului din trup, nu permit la sinucigași. Aici, din studiile făcute de mari cercetători, au constatat că spiritul unui sinucigaș se chinuie mult mai mult decât un spirit, chiar un spirit care s-a eliberat dintr-un trup chinuit de un accident extraordinar. Și, de fapt, acesta este adevăratul motiv pentru care biserica nu realizează slujbe pentru cei care s-au sinucis, pentru că aceștia au o evoluție cu totul diferită după moarte. Ei, practic, rămân prinși între două lumi. Lumea aceasta intermediară, indienii și tibetani, o numesc bardo. Și practic aceste slujbe oricum nu-i ajută, pentru că ei sunt condamnați să mai rămână în bardo, în această lume intermediară, atâta timp cât ar mai fi trăit în planul fizic. Adică dacă cineva trebuia să trăiască 70 de ani și se sinucide la 20 de ani, restul de 50 de ani îi petrece în bardo și atunci degeaba îi se fac slujbe. Am să te rog, Eugen, să ne povestești mai multe despre această stare intermediară, însă după câteva momente de publicitate. Am revenit, vorbeam despre ceea ce se întâmplă atunci când sufletul se desprinde de trup și cum în unele cazuri poate fi mai greoaie această desprindere, în alte cazuri poate fi foarte ușoară. Ce putem face și ce se face pentru a accelera această ieșire din trup a sufletului? Ce fel de slujbe se citesc? De fapt, ce ajută ca această legătură dintre trup și suflet să se mai diminueze? Preotul, după cum știm, preotul citește stâlpii, numai că aici este un lucru extrem de interesant. Dacă stâlpii sunt citiți cu o noapte înainte de a fi îngropat decedatul sau decedata, se spune că ieșirea spiritului se face mult mai repede și mortul se schimbă la față. De obicei, stâlpii se citesc înainte de a se îngropa respectiva persoană. Și este logic, dacă accelerezi și forțezi nota și ieșirea spiritului, dincolo de acea graniță, s-ar putea îngerul care vine să te, și o să vorbim imediat despre el, îngerul care vine să te treacă dincolo, să fie nevoit și el să forțeze nota. Da, pot să confirm, chiar printr-un exemplu tulburător. Aș vrea să vă spun că avem chiar în imagini un filmuleț, un copil care a fost salvat de către doi îngeri. Veniți, evident, să-l salveze din acele flăcări, iar filmulețul a fost făcut de către un preot, care chiar oficiase cu o zi înainte ceea ce s-a întâmplat. Da. Deci vreau să confirm că, deși sufletul iese din corp în momentul morții, rămân încă legături foarte puternice care explică anumite fenomene incredibile, chiar șocante. Și am fost martor la un astfel de fenomen chiar la moartea tatălui meu, care, fiind cardiac, a suferit și s-a chinuit foarte mult în timpul vieții și chiar când a murit avea o expresie de suferință chinuită pe față, însă el de fapt a fost un om foarte bun, un suflet foarte bun. Și când au început să se citească și să se facă slujbele cuvenite la capelă, expresia feței lui s-a înseninat și auzeam lumea comentând în sală și spunând: ia uite la Petrică, parcă zâmbește în somn, uite ce frumos arată. Arată după ce a murit mai bine decât cum era în viață. Și mai mult decât atât, a fost și un semn suplimentar care a confirmat, afară, deși ploua și era o ploaie cu nori grei, exact în perimetrul cimitirului norii s-au dat la o parte și s-a creat o zonă, dar exact dincoace de gardul cimitirului, unde era soare și cald. Și toată lumea spunea: uite, sufletul lui este primit la ceruri. Venise îngerul să-l ajute să treacă dincolo. Exact. Și mai mult decât atât, această legătură este atât de puternică încât explică de ce anumite tradiții, chiar tradiții, cum să spun, extraordinare aceste planete, de exemplu, tradițiile mortuare ale Egiptului antic, s-au întors împotriva evoluției acestei civilizații, de fapt au dus la decăderea civilizației Egiptului antic, pentru că ei practicau la scară largă îmbălsămarea și nu numai faraonii erau îmbălsămați, deci aproape și oamenii obișnuiți, dacă aveau resurse și posibilități, se îmbălsămau. Ori prin această îmbălsămare și mumificare, sufletul rămâne prizonier, rămâne legat de corp și nu se mai poate reîncarna. Și atunci generația aceea de preoți inițiați, care aveau cunoștințe foarte avansate de construcție, astronomie, ezoterism, magie, nu s-au mai putut reîncarna și atunci s-au încarnat
spirite tot mai joase, spirite inferioare. Avem și o reprezentare a călătoriei sufletului către rai însoțit de îngerul călăuzitor, pictat de către colega mea Daniela Lungu. Este o reprezentare foarte interesantă. Frumoasă și inspirată. Exact. Deci, practic, acest înger vine să ne călăuzească, ne extrage din viață și vine să ne călăuzească spre altă viață. Spre altă viață, spre altă dimensiune. Da, problema este că spiritele care nu sunt suficient de evoluate, care nu au în momentul morții o frecvență de vibrație a sufletului suficient de înaltă, trec printr-o stare intermediară care este exact această stare de bardo. Este o lume foarte amăgitoare. De fapt, ca să înțelegem mai bine... Este și bardoul vieții și al morții. Exact. Normal. Ca să înțelegem mai bine, putem să ne gândim la faptul că ceea ce este pentru noi o moarte, în universul astral este o naștere. Iar nașterea nu se realizează ușor și câteodată implică dureri. Mai mult decât atât, copilul trece printr-un stres maxim, pentru că el trebuie să se adapteze de la un stil de viață, cel din cum să spun, perioada intrauterină, la o viață mult mai dificilă în lumea exterioară și este o perioadă de adaptare. În această perioadă, adică atâta timp cât suntem în corpul fizic, avem niște simțuri limpezi și clare și o minte care funcționează cât de cât bine, logic și rațional. În momentul în care au fost trecute, depășite toate testele, toate încercările, toate vămile, sufletul se află de asemenea în lumi superioare, mai mult sau mai puțin, unde are de asemenea percepții clare. Să vorbim dar puțin în etapa și despre vămi, pentru că timpul nu ne mai permite exact, foarte ne mult. Confruntăm cu multe aici, amăgiri și multe aici iluzii. Cu vămile prin care trece sufletul după moarte, Cristi. Aici cu vămile, părerile sunt lucruri sunt foarte interesante pe care ar trebui să le menționăm. Dar din declarațiile și cei care au citit Viață după viață și nu numai această carte senzațională din toate punctele de vedere, văd acel tunel, ies undeva, trec peste un râu sau trec un munte sau trec oricum o vamă, dincolo undeva. În partea ortodoxă, să spun că sunt 24 de vămi. Nu știu acum ce realitate care, e sau fapt, dacă... Ce fac? Înfățișează păcatele exact, noastre? Oarecum ne pun exact, deci față în exact, față exact. Cu propriile păcate? Ele sunt, aici exact. Părerile sunt împărțite. 20? După... Sunt 24 și aici sau 24, o întrebare. De ce nu 22 și nu 25 și tu mai 24? Bun. Dar haideți să vorbim, să enumerăm câteva dintre aceste vămi pentru a înțelege cam ceea ce ni s-ar putea întâmpla și de ce este atât de important și modul în care trăim. Pentru că dacă nu ești pregătit pentru viață, în niciun caz nu vei fi... Deci nepregătit ești pentru viață, nepregătit vei fi pentru moarte. Este foarte clar. Să vedem, se pare că una dintre primele vămi este legată de păcatul făcut prin cuvânt. Deci prin toți cuvânt, cei care spun vorbe de șarte, bârfesc, comentează, spun lucruri care i-ar putea răni pe ceilalți. Iată un aspect foarte interesant, câte lucruri poți să faci, poate tu nu ești rău la suflet și mulți găsesc ca o scuză faptul că unii oameni nu sunt răi la suflet. Dar dacă tu jignești prin cuvinte, este la fel de grav, pentru că poți să-i produci o traumă. Aici, dacă mi îngăduie Alina, trebuie făcut o precizare. Cu cât un om a păcătuit mai mult într-o anumită categorie specifică de păcate, când va ajunge la vama respectivă care corespunde acelor păcate, acolo va sta mai mult și va plăti mai mult și nu știm cum va plăti. Nu știm va suferi cine, și nu știm se va chinui mai mult ca să treacă de acea că e o problemă aici. Nimeni nu explică, să dă 24 de vămi, dar nu spune cine la vama. Dacă la vama este Dumnezeu, atunci ok, va judeca pragmatic și va judeca exact, dar dacă este altcineva, s-ar putea să nu fie chiar așa. O altă vamă se referă și la călcarea făgăduințelor făcute lui Dumnezeu sau ascunderea adevărului. Aici este un lucru mai grav, deci vedem că pe măsură ce mergem mai departe, sunt din ce în ce mai grave lucrurile pentru care suntem judecați. Și mai este o vamă care, din păcate, ridică foarte multe semne de întrebare, este vama ereziei. Ce se înțelege prin această vama ereziei și cine a pus vama ereziei? Bine, putem fi de acord cu minciună, știu eu, lăcomie, furt, iubire vama de argint. Vama calomniei, de asemenea. Deci oamenii care calomniază, calomnierea aproapelui, umilirea aproapelui, vorbirea de rău a aproapelui. Deci iată, în cadrul acestor vămi, că unii cred că dacă murim, scăpăm. Nimic mai fals. După ce mori, cred că începe cu adevărat această judecată de apoi, care, deși pare ceva așa pentru unii dintre noi, care poate au o pregătire în zona aceasta spirituală mai puțin, au aprofundat mult mai puțin,
poate li se pare așa ca un fel de poveste, ca un fel de lucru inventat. Că la, de obicei că la vamă trebuie să dai. Dacă tot am vorbit de aspectele asemănătoare și comune diferitelor tradiții și religii, cred că ar trebui să pomenim și de diferențele principale, și anume, dacă în tradiția creștină Dumnezeu este ca un director de bancă sau ca un contabil foarte riguros și exact cât ai păcătuit, atât ești pedepsit, în Bardotodol apare o idee extraordinară, și anume că grația lui Dumnezeu, care nu se supune niciunei legi, pentru că nici Dumnezeu nu se supune vreunei legi, pentru că El este legea supremă, această grație este chiar mai intensă în acea perioadă de trecere, în acea perioadă de traversare a lui Bardo. Și atunci, dacă sufletul este pregătit printr-un anumit antrenament care începe chiar înainte de moarte și este foarte atent și știe să facă alegeri înțelepte în acea perioadă intermediară, atunci grația lui Dumnezeu se poate manifesta și el poate să își ispășească mai repede sau chiar anumite păcate sunt iertate și poate să acceadă după moarte în planuri ale existenței mult mai înalte. Deci aceasta este o diferență, pentru că în creștinism nu se vorbește despre această posibilitate ca, uite, ai păcătuit, dar cu toate astea poți să scapi cumva cu atitudine corespunzătoare și să, nu să păcălești, dar în orice caz să depășești această regulă contabilicească, poate ai greșit, ai păcătuit, vei fi pedepsit. Exact, atunci când vorbim în viața aceasta despre defecte, când îi spui unui om, ai defectul, nu știu, ai un anumit defect, ești zgârcit sau ești lacom sau ești, nu știu, mândru, ești orgolios, îi înșel pe alții, furi, minți și așa mai departe, nu ni se pare atât de grav. În momentul în care îi spui unui om sau ea îi spune unui om că pe lumea cealaltă îl așteaptă aceste vămi și există vama calomniei, vama celor care fură, celor care mint, celor care se îmbuibă, a celor care trăiesc pe spinarea celorlalți și așa mai departe, sau chiar vama magiei, a celor care fac vrăji și așa mai departe. Deci, în momentul acela, parcă toate lucrurile par mult mai intense, dar mult se face mai o greșeală, dure. Alina. Se face o mare greșeală în momentul când omul moare. Omul, în momentul când a murit, ar trebui lăsat să plece. Îl prindem și auzim: aoleo, cui m-ai lăsat pe mine? Mare aoleo, greșeală. Ce m-ai făcut? Aoleo, vino, de ce m-ai lăsat nu știu cum? Atenție, toate aceste lucruri îl țin în continuare lângă noi. Trebuie să plece, să ducă unde are el, să vină îngerul să-l ia, să ducă să-și rezolve problemele. Nu trebuie să-l mai ține pe pământ. Sunt de acord că este suferința foarte mare, suferind după o persoană dragă, dar trebuie să înțelegem că trebuie să îl eliberăm. Nu numai preotul cu slujbe și noi cu noi. Îl plângem, îl jelim, dar nu atât încât să... Și nu are niciun rost să amplificăm această suferință. Să amplificăm, exact. Pentru că atunci rămâne între noi și s-ar putea să avem probleme în timp. El nu mai pleacă, rămâne între aceste lumi, nu mai știe unde se află. Din contră, îi facem mult mai mult rău decât ar trebui să-i facem bine. Trebuie să ținem cont de chestia chiar asta. În Bardotodol se spune că într-o primă etapă, persoana care a murit, indiferent dacă este conștientă sau nu de faptul că a murit, primul lucru pe care îl percepe sunt strigătele, jelania, durerea, tristețea, dacii se bucurau la moarte și plângeau la naștere. Nu întâmplător. Și în tradiție, am avut chiar aici emisiune cu, am spus, în anumite zone din România, nu că se bucură și fac petrece, dar sunt bucurații, vă știați că el a venit din pământ în pământ să duce și pleacă, le eliberați drumul. Sunt în tradiția populară și cine este interesat să intre în tradiția românilor, tradiția populară românești, și o să găsească niște lucuri de eliberare acelei... Tradiție care se regăsește și în cimitirul vesel de la Săpânța, exact, care este un fenomen religios și cultural unic în lume. Exact. Ne-am propus astăseară să vorbim și despre anumite obiceiuri și ritualuri care se pare că în tradiția populară, neținând absolut deloc de creștinism, în tradiția populară susțin oamenii că ar ajuta sufletul, tradiție vechi, sigur că da, ar ajuta sufletul să aibă o trecere mai ușoară. Din păcate nu o să mai avem, mai avem timp să analizăm. Creștinii spune că sunt tradiții păgâne, adică necreștine, anterioare. Să pierdă negura timpului, e greu să le cataloghezi ca păgâne. E vorba de ortul popii, pe acel bănuț care se leagă de degetul mic pentru a trece vama în lumea de dincolo. Și care are ce că la vamă trebuie să dăm. Da. Este ca o plată. Ca o dată... plată atunci când treci stixul, da? Exact, când treci una din vămi. Este plata, este ortul popii. În alte popoare să pun bănuții pe ochi. Dar cu toate simbolic, acestea, da. Biserica descurajează această practică și practică le numește păgâne. Dar ele se practică în continuare.
Deci, practic, sunt foarte multe stări intermediare. Nu ar trebui să ne temem atât de mult de acest moment, pentru că atâta vreme cât a fost lăsat de către Dumnezeu, nu poate fi atât de rău, dar nici Dumnezeu cred că nu ne poate ajuta să îl facă luminos. Dacă toată atitudinea, și oamenilor li se pare că atunci când vorbești de atitudine, din nou vorbim despre ceva filozofic strict, nu, atitudinea poate, cu o atitudine corespunzătoare poți muta munții din loc, cu o atitudine bună poți să faci, vorbeam și astăzi la emisiunea de la ora 13, poți să faci chiar modul acesta de trecere dincolo, momentul trecerii să-l faci mult mai plăcut. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru tot ce ne-ați povestit. O să reluăm subiectul și în cadrul altei emisiuni cu alte amănunte. Vă așteptăm cu drag. Iar pentru telespectatorii noștri astăzi seară, pachetul bestseller propus de editura Litera vă pune la dispoziție trei titluri: Pearl Harbor, Trăiască Revoluția Wall Street. Doar astăzi aveți acest pachet la numai 89 de lei, redus de la 114 lei. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1800, tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactat de către un operator care vă va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Încă o dată vă mulțumim, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună!